A arbitrat o finală de Liga Campionilor la feminin, a participat la Jocurile Olimpice, iar acum la 43 de ani a devenit prima femeie președinte AJF din România. Teodora Albon și-a spulberat concurența la Cluj, acolo unde a câștigat un mandat de 4 ani în fruntea fotbalului județean. Fostul mare arbitru internațional speră să fie urmat exemplul și de alte femei care se candideze la o funcție acaparată până acum de bărbați. În acest moment sunt singura, dar cred că în secolul în care trăim nu mai contează cine conduce o instituție, important este ca acel om să fie capabil și să fie profesionist. Nu consider că este un handicap, să spun așa, faptul că sunt femeie, ba din contră, respectul va fi mai accentuat și o să iau ca un avantaj acest lucru. Retrasă din arbitraj în 2017, soția antrenorului Mirel Albon nu mai duce dorul meciurilor conduse la centru. Acum nu. Cândva mi-a fost dor, acum am depășit momentul, acum am alte proiecte și mă bucur de activitatea de observator. Teodora Albon a arbitrat multe meciuri la nivel internațional, dar cele mai mari probleme le-a avut cu un antrenor român. Un incident în 2008 cu domnul Răzvan Lucescu, atunci dânsul era antrenor la FC Brașov. Într-un meci cu Dinamo 2 am avut ceva replici mai acide între noi, dânsul atunci a folosit și ceva cuvinte injurioase la adresa mea. Deci acela cred că a fost momentul cel mai delicat al carierei mele. Ați împăcat? Sigur că da, nu s-a pus problema, dânsul și-a primit pedeapsa bine meritată. Albon crede și că sistemul VAR va fi benefic pentru arbitrii în România, dar recunoaște și că frumusețea fotbalului ar avea de suferit. Noul șef de la AJF Cluj spune că pandemia a afectat pregătirea arbitrilor. Greșeli vor fi și... Să ne mai așteptăm, e normal.